În urmă cu câteva luni, Ion Alde a lăsat terenul de fotbal și se punea la masa de scris unde așternea pe foaie întreaga sa viață. Iar printre file se regăseau nume mari ale fotbalului românesc, amintiri din cariera sa de aproape o jumătate de secol. După o perioadă de 45 de ani, pentru fiecare om în viață, vine un timp când încearcă să culeagă ce a semărat. Și pentru mine a sosit clipa asta și dacă aș încerca să fac un bilanț, a spune că nu prea sunt mulțumit cu ce am făcut în viață, pentru că n-am realizat cine știe ce lucruri. Dar sunt mulțumit, în schimb, pentru că am făcut tot ce s-a putut să rămân om, iar acolo unde am lucrat, am lăsat loc de bună ziua, dovadă și faptul că astăzi dumneavoastră sunteți aici și să fim împreună. La lansarea cărții, Ion Alde a avut alături o parte dintre oamenii cu care a colaborat de-a lungul vremii. Și o bună carte mică pe lângă ce ar putea să scrie și vorbesc de lucruri serioase, lucruri întâlnite, lucruri picante și cu farmecul lor, cu plăcerea lor, cu bucuria lor și alteori cu, nu numai plăcere, că dacă aduc aminte de Cristurul Secuiesc și de Calafați am pățit pe acolo, merită redactate și cei tineri, mai ales din arbitraj, să vadă că nu se atinge o țintă, un apogeu atât de ușor. An de zile alături a fost și președintele Asociației Județene de Fotbal Old, Constantin Constantinescu. Cartea, așa cum spunea domnul Costulache, nu mai o pițuică, cred că de 30 de ani sau cât are, peste 30 de ani în activitatea sportivă, ar putea să scrie multe și care nu se spun. Bine că sunt lucruri care nu mai merită discutate acum. Lansarea cărții a avut loc în incinta unei pensiuni de la ieșire din orașul Balș și a fost un bun prilej de depănare a amintirilor.